să vedem dacă va lua un cuțit. Dar înainte de asta să vedem ce efecte au stârnit rețetele cu ouă ale celor trei. Degustător, șef Cătălin Petrescu. Bună seara, Cătălin! Bine ai venit! Mulțumesc! Wow! Wow! Toate arată bine. Asta am spus și eu când am văzut farfurile. Wow! Nu am gustat până acum din mâncarea lor, dar sunt nerăbdător să încerc. Mi se pare interesant așa jocul lor și cu lupta lor pentru acest tatu, să câștige această probă pentru alte avantaje în probe. Și sper că în gust din mâncare să aleg farfuria potrivită. Începem cu prima farfurie. Începem cu prima. Da. Ok. Să vedem, spargem ouă. Ce avem noi acolo? Un ou poșat. Curge ca lumea sau? Știi că am făcut o farfurioară frumoasă, simplă, care poate să o facă oricine acasă. Adică, ok, vrei cartofi prăjiți cu ouă? Poți să faci chestia asta. Foarte bine arată farfurile. Ce, rață? Foarte bine. Rață, da, rață. Rață cu trufe. Prima farfurie, cea cu rața, foarte frumoasă, un plating deosebit. Foarte multe ingrediente, ouul la fel, extrem de bine gătit. Uite, bă, că e foame. E bine, mă, că mănânc. Stai așa că e de bine, știi? Stai așa că e treaba astăzi. Cine crezi că a gătit farfuria asta? Aș merge pe Cătălin? Așa frumos. Ok? Da. E desert cumva? Se pare că da. Din start am văzut așa micuță, ca un fel de spumă. Mi-am dat seama că e ceva extrem de cremos. Lapte de pastăre. Dar, spune! Vreau să-ți spun că acest șef a pregătit două farfurii. Da. Dar a ales-o pe aceasta pentru a-ți o prezenta. Parcă știa că îmi plac deserturile. La farfuria mea zice că este fan deserturi. Deci am avut un avantaj. Este desertul copilăriei mele. Da? Da. Wow, e bun. Nu m-am înșelat, a fost ceva foarte bun, fin. Gustul la fel foarte fin. Asta câta variantă a fost? Că bună. Asta cu laptele, câta variantă a doua a fost? Cred că e făcută de Sorin. De Sorin? Cred. Nu știu. Cred, nu, nu știu. Nu știu, mă întreb pe mine. Cum o să fac lapte așa de era backup-ul 2, backup-ul 3 a fost pe masă. Da? Da. Eu nu știu ce se întâmplă cu Florin, nu e în firea lui. Eu nu știu cum a câștigat Florin 4 amulete. Nu am nici cea mai vagă idee că până acum încă n-a gătit. Ăsta doar se face gătește. Și cea de-a treia farfurie? Homar? Da, ca așa pare. Homar e. Iarăși ouul poșat. Pâine neagră făcută de mine. Un sos olandez cu trufe. La fel, un plating deosebit. Foarte frumos, mi-a plăcut. Și pâinea era un pic prăjită, după care însiropată în ceva, sosul ușor acrișor. Foarte, foarte, foarte bun. Homarul la fel, foarte bine gătit. Cred că va fi foarte dificil să alegi. Este, m-am răzgândit de la o farfurie la alta. Fiind un mic dejun cu lobster, deja e o fiță. Și atunci sunt sigur că numai și numai din cauza asta o să se ducă direct cu privirea spre farfuria mea, gen farfurie, și atunci o să o aleagă din prima. Ești pregătit să alegi? Eu sunt pregătit, da. Sigur, sigur? Da, m-am gândit. 100%? 100%. Nu te răzgândești? Absolut deloc. Farfuria câștigătoare este... Salut! 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 Ce faceți, salut, salut! Salut! Ce faceți? Salut! Ce faci, Cătălin? Bine. Bine, voi? Salut! Bine, ce foarte să faceți? Foarte bun, foarte bun totul! Ne da. Bucurăm! Foarte frumos a fost, m-am revăzut după foarte mult timp cu ei și abia așteptam să văd cine le-a făcut, pentru că nu știam. Prima a fost cea cu cartofii prăjiți, care m-a dat pe spate. Sunt fan cartofi prăjiți. Și am crezut că a făcut-o Cătălin. Sau crezi tu? Nu? Mamă, no. Cartofi bombă. Bombă, normal. Cine mănâncă cartofi? Atât de bun, bă. După care am mâncat... Da. Laptele de pasăre. Da, foarte bun, iarăși, care pe mine mă dă foarte ușor pe spate cu ceva dulce. Până am dat de homar. Chiar cu ușoara mea alergie pe care o am, n-am putut să mă țin. Jur. Și am ales homarul. Bravo, Cătălin! Doamne, era secetă, bă, fii atent aici. A fost o perioadă de secetă maximă, rău de tot, în care eu am gătit foarte bine, dar colegii mei au fost mai norocoși. Eu mult m-am bucurat, pe cuvânt. M-am bucurat, bravo, Cătălin. Măcar azi nu mai e trist. Tot e ceva. Na, decât să câștige Sorin, mai bine a câștigat-o Cătălin. Măcar e mai calm, știind ceea ce privește omul pe care o să-l primească de la prietenul lui Bontea. Așa. Poți să o pun aici? Unde, ia?
O să o pun aici. Nu mă aici, că poate cine știe. Și mai pui una pe jos. Uite-te și tu. Și tu ce avantaje are. Mamă. Sorin să mor, deci leșin. Deci ar trebui să câștige din asta. Ce a fost mai bun? Am luat eu, restul să-l împartă și ce mai sunt pe acolo, la avantajele de astea mai micuțe și să-l împartă între că... Da! I love you too! Cătălin. Următoarea probă trebuie să mă inspir de la WoW să vedem cum facem să câștigăm și următoarea probă. Eu mai sunt 3 probe, am 2 amulete deja, dacă le câștig pe toate, am 5 și câte 4. O știți pe aia cu preșu? Vă duc cu preșu astăzi. Asta e prea mare. Ce ai mâncat tu bun din mâna mea? Din mâna ta? Da. Bătaie. Tip tap tip tap tap tip tap. E șnițel pe invers. Ei. Așa. E de mațim. Cum mă dă mațim? Mațe. Supă de mațim? Nu l-am spart bine.